Parcă și satul, Bordeaux, arăta altfel.
mult mai prosper, modernizat, poate și prin această industrie a turismului. Și pentru că și noi copii, probabil mergeți în aceste proiecte cu Menius, în alte țări, fără îndoială și în Italia, dacă ajungeți la Verona, nu? Neapărat vedeați casa, să zicem, casa Julietei. Dacă ajungeți în Anglia, neapărat casa, să zicem, a lui Shakespeare. Vă dați seama că fiecare popor se mândrește cu oamenii mari pe care i-a. Ei, pot să spun că Rășinarul, acest prim sat al Mărginimii, foarte frumos a spus domnul primar, atestat din 1204, da? Cel mai vechi sat al Mărginimii. Ei, satul acesta este binecuvântat de Domnul. A avut atâtea personalități, sigur, Octavian Goga, iată, s-a menționat aici, Emil Cioran au fost străluciți reprezentanți ai spiritualității românești. Au răzbătut cât e neamul, cât e țara, au răzbătut dincolo de fruntarele țării. Dar și alții, câțiva, eu chiar am menționat, pentru că merită și, iată, Eugen Brote, Aurel Brote, voi știți mult mai multe ce care stați aici, Traian Bratu, Ioan Ciucean, Nicolae Ciucean, despre fiecare te vorbim, Ioan Roman, Nicolae Drog Barceanu, da? Sau, iată, Vasile Iuț, și el interesat, și am putea încă menționa și alții. Iată, Maliula, ce interesant, da, Corneliu Dragoman, dragul de el, o spun cu toată responsabilitatea, l-am cunoscut ca secretar literar al Teatrului Radu Stanca, ce biografie bună a lăsat el și a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, sau Ioan Iliuț, da, Stan Vidigin și Ioan Ilcuș. Am menționat doar mari personalități pe care satul acesta le-a dat. Fără îndoială, nici unul din ceilalți n-a avut valoarea poetică a lui Octavian Goga. Octavian Goga, poet național, al doilea s-a spus după Mihai Eminescu, fără îndoială, ne reprezintă în fața lumii întregi. Spiritul acela patriotic de care a fost nevoie pentru împlinirea României mari, l-a exprimat ca niciun alt poet într-o vreme de grea restriște aici în Transilvania. Datorăm foarte mult noi, românii Transilvaniei, pentru că a prins acea trăire de care a nevoie pentru mobilizarea românilor într-o acțiune politică necesară. S-a și spus, este poetul Marii Unii, după înfăptuirea acestui act la 1 decembrie, lira lui n-aș spune a eșuat, dar s-a orientat spre teme mult mai puțin importante sociale. Mult mai intim a fost și copiii de astăzi foarte frumos au exprimat dramatismul trăirii lui. Adesea elegia, da? Îl recunoaștem aici. Dar mă întorc la casa Octavian Goga, pe care site-urile, chiar ale Rășinarului, domnule primar, o menționează. O menționează alături de școlile de aici, alături de, iată, cimitirul și mauzoleul pe care știm cu toții, cine nu trece pe lângă mauzoleului și Aguna, pe lângă ce frumoase sunt în răspântii crucile acelea pe care noi, da, le numim troițe și care cândva se știe că au ținut locul bisericilor distruse de austrieci, acțiunea aceea lui Bucon, da? Ce mult au contat aceste troițe. Sunt splendide aici. Le caut cu privirea ori de câte ori mă apropiu de satul Rășinar. Dar pe lângă acestea nu se poate să ignorăm faptul că satul acesta are
un asemenea muzeu. Și pentru că nu de mult am fost, vă spuneam, la Muzeul Coșbuc, am cu toată răspunderea dreptul să afirm că acest muzeu, Octavian Boga din Rășcar, e mai bine dotat, mai reprezentativ. Sunt atâtea lucruri minunate în el, extraordinar de frumoase și edificatoare pentru cultura transilvaneană a epocii, pentru formația spirituală a celui care vrea să devină poetul pătimii noastre, încât mobilierul, pozele care sunt, tot ce ține de organizarea casei, structura ei, chiar grădina aceea cu prunii, celebri pruni, da? Sunt reprezentative. Vă spun lucrul acesta pentru că un spectacol cu voi sunteți în stare să-l susțineți astăzi și oricând, nu mă îndoiesc, în ambianța aceea ar primi o valoare în plus. Și m-aș teme să întreb pe un elev din Rășnar, dar mai ales pe unul din Sibiu, dacă a fost vreodată în această casă. Mă tem că nu. Mă tem că nu. Ce frumos ar fi să se bucure și ei de o vizită ca aceasta, care se vadă patul unde a dormit tânărul de atunci Eminescu, găzduit de bunicul lui Octavian Goga. Tot ce ține, dar masa descris apoi. Ce minunat lucru să știi de aceasta, da portretul mamei, părinții, gazetele pe care le citeau, cărțile pe care le aveau în casă. Așa cum la ipotești ne ducem. Vedem lucrurile acestea. De ce Goga nu beneficiază aici de o asemenea normală situație? Imediat o să-mi spuneți voi localnici, începând cu domnul primar, de zeci de ori am discutat cu dânsul, știm care e situația, este o proprietate particulară. Cred că și în alte părți a fost proprietate particulară. Cred că așteptăm din partea unor oameni de cultura, formația artistică a celor care sunt acum proprietari, mult mai multă înțelepciune. Este un egoism să ții ferecat asemenea lăcași de spiritualitate românească. Vă mărturisesc că de zeci de ori m-am dus în fața porții închise. Am și încercat, m-am împăcat cu gândul, nu oricine o face. Povestește cineva chiar pe site-ul Rășinarului că a făcut experiența aceasta plecând din București. Merg pe Rășinar pentru că vreau să văd casa lui Goga și casa lui Emil Cioran. Și iată ce povestește omul acela. Am coborât pe strada Octavian Goga, pentru că școala Octavian Goga, și am ajuns la, zice el așa, memoriala Octavian Goga. Am văzut la poarta mare de lemn și nu s-a întâmplat nimic. Ne-am zbuit pe geam, pe care știi tot așa de bine trebuie. Da? Înăuntru nu era niciun semn de viață. S-a uitat la tine, era totul. Da? Dar am bătut. Unei bătuțe i s-a făcut milă de noi. Ne-a spus că ne agităm degeaba. Ea se află la București, în posesia actriței Elisa Tomoroveanu, care este urmașa poetului. No! O a avut cheia și doamna învățătoare, numai că o ieși la pensie și nu mai vrea să aibă pe cap turiști așa ca voi. A dat cheia la doamna Elisa și casa e deschisă numai când vine dânsa de la București, în general doamna. Păi adevărat, Elisa vine de vara și stă destul. Oare cum descurajați, am plecat pe clădirea așa, de care văzusem nimic un bus al lui Emil Cioran. Nici acolo n-a avut mai multe șanse. Vin în fața dumneavoastră cu ideea găsirii obligatorie, găsirea unei soluții. Închipuiți-vă că s-ar face aici ceea ce au făcut botoșanenii aceia la Ipotești. Un centru frumos cultural, merită Rășinarul dumneavoastră neapărat această cinste. Închipiți-vă ce flux de turiști care nu pleacă așa cum astăzi pleacă nemulțumiți, neîmpliniți. Domnul respectiv povestește
ce-a pățit și la gustul de micioran și cum a plecat la București foarte neîmplinit. Eu cred că în anii ce vin se va găsi, eu spun, mai multă înțelepciune din fața unei frumoase actrițe splendide la viața ei, un soț, de asemenea și el, ilustru, în lumea teatrului, se va găsi până la urmă o soluție, dar nu trebuie lăsați. Ar trebui mai multă lume să scrie pe mail, să le scriem dorințele ca să se trezească. Este un egoism să țină perecatul asemenea acasă. Ce mi-a spus mie, pentru că, într-adevăr, m-am adresat, însă mi-a dat numărul de telefon, a zis, de câte ori vreți, vă rog să poftiți că mă deschid. Dar nu-i rostul unei persoane particulare să stea la dispoziția fiecare musafir, vizitator, trebuie să fie un personal calificat, să fie un inventar perfect a ceea ce este, nu se pune problema pe care ea o ridică, se fură. Nu există așa ceva. Atâtea muzee există, nu se pune problema așa. Poțul de emoție. Dar astăzi n-am vrut să vă fac un curs. Toată viața am interpretat și capodopera Oltul, da? Da Clăcașii, da? Noi și celelalte poezii. Fără îndoială sunt splendide, aș vrea însă ca Rășinarul să ia atitudine și noi să ajutăm rășinarenii, profesorii care sunt neapărat cu domnul primar, să răzbim cumva într-un asemenea act. Se cuvine pentru Rășinar, pentru că imediat se va resimți chiar economic, un flux de turiști care nu vor trece doar spre Curmădure și vor porni spre Măriniș, ci vor poposi aici cu clase de elevi, cu tineri care trebuie să știe și astăzi ce a fost Goga, eu cred că este binevenit. Mi-ați adus aminte de George Călinescu și de notele lui de călătorie prin acest pericul pe care l-ați făcut Carăștoară și Marului și Casei Goga. Și, da, și mi-ați adus aminte și de existența icoanelor pe glajă, și sunt unice, în Sătăștiul Ionu, un muzeu, glaja fiind o sticlă manuală. Așa. Domnul primar ne-a fericit cu elevii și ne fericește și cu un interpret patru, da? De când vă îndrăzniciți cu fluierul? Păi din primii ani de școală, din clasa 5, așa. Păi cu copii, să minunați. Da. Frumos. Cu domnul profesor Ioan Iliu. La când s-au fost primul care... Thank you.
trece prin aceste note muzicale extraordinare. Încă o dată felicitări. În timp ce distinsa doamna profesor universitar doctor a făcut un altfel de rășinare, îmi spunea că ar dori să facă referiri despre un pictor mare al rășinarului. Este rog frumos, domnule Rea. Da, nu, vreau să încep cu o remarcă minunată. Ce s-a întâmplat numai cu maestru Feraș, se întâmpla de câțiva ani de zile, domnul profesor Bunga știe, în localitatea unde s-a născut Rebreanu, chiar la Vieș, sus. Și acolo, doamna profesoară, vreau că vă spun cu mâna pe inimă, o doamnă tinerică, la vreo 80 de ani, înnota strunele muzicale din gât, cânta din nori, ceva minunat. Domnia sa cred că știe ce înseamnă să cânti din nori. Da, nu. Leșe. Da, nu, Leșe era o doamnă de acolo, poate o limă, dar ceva minunat. Mi-am adus aminte de aceeași situație minunată. Am interzicat ca dacă vine de un exemplu. Când am fost cu Adrian Popescu și cu ceva persoană dragă nouă aici de față, când am întors de la noi car, am avut un moment de reculegere, pentru că în ziua aceea chiar murise Cici Frunzete și a fost urmărat. Adrian Popescu a avut o poză în grup fantastică, a fost urmărat de note mari. Deci nu degeaba de ceva fireșinari, pentru că vă iubim mult, iubim locația. Și aș vrea să le spun acestor copii care, nu știu cât au înțeles ei din discursul, extraordinar, doamne profesoare, dar noi ca, într-adevăr, noi avem printre revistei Oceanul la Păpiș, alături de domnul profesor Dăguga, noi ca pe frontispiciul revistei, zice așa, sufletul trebuie tratat ca și pământul, să excedează ce-i trebuie pentru a fi roditor. Iar Marele Dăguga zice așa, sapă, frate, sapă, până dai de stere în apă. Goga, pardon, era tot acolo. Hey, tot în zona noastră. Da, da, da. M-am emoționat, dar m-am dat la plăcere. Da. Și în ultimul rând, vreau să mă roage colegul Adrian Popescu, ce mi-e rușine, că mă gândeam la Marcel Albu și dar numai... Mie tot eu spune că este Goga, nu-i Goga, e Blaga. Mie știu că e Blaga. Nu mai Blaga, nu puteți că... Da. M-am făcut de râs un pic, dar cum i-asum nesăbuința. Dar nu știu, dar am văzut un cerebru și sceptru al poeziei. Da. Adrian Popescu m-a rugat, la un moment dat, să aduc aminte de faptul că domnul Guga și noi, Ceanța, și organizăm un festival de film între 14 și 18 ceva, Cinemateca Iubirii. Filme de cinematecă pe care copiii, nu știu, dar au avut cursele, decât poate le văd pe TCM sau pe MGM sau pe alte... Cadam de asta de... Și avem o chestie care pentru cei mai... care altă vârstă, peste femeia de 30 de ani, care vin urmată, sunt oameni frumoși care au trăit prin cinematecă chiar când erau studenți și îi luau cinematecă. Dar, la timpul vizionului nostru, o să vină la Sibiu regizor de mare calitate, Ioan Cărmăzanu, o să vină cu Țapinani, personal, o să vină... Șerban Marinescu cu cel mai bine de pământeni, o să vină Dan Pița cu pasul 2, o să vină Laurențiu Damian, care este președintele UCIM, astăzi cu Rămânerea, o să vină un tânăr regizor, se numește Cătălin Apostol, și a scos filmul în care a jucat ultimul rol de compoziție și rol principal,
Șerban Ionescu, înainte de a se dovedi, umilință, el e un film trist și dar de o mare calitate regizorală și tehnic. E ceva deosebit. Și vor veni și oameni frumoși la Sibiu, 14-18 mai, și vă așteptăm cu drag. Și i-am promis domnului primar că vom aduce și aici un film pentru Reșinăreni. Dacă acceptă domnul primar, da? I-am promis, dacă ne acceptă. Da, da, da. Și vă mulțumesc că m-ați ajutat să nu uit, doamna președinte, că e plaga. Sapă, frate, sapă, cu lumele să-i dați. Dar val de negru mă împresoară, furtunea au bântuit pe aici, nu-s stelele de odinioară, pe urma lor abia mai zboară, un roi plăpând de licurici, din revedere, am găsit și stelele. Bravo! Că ne-am întors la... Permite-mi, Adrian, că să-mi învățăm de idee. Lucrez acum la un film documentar cu interviuri pe care le-am luat ultimei muze inspiratoare din Plaga, Helen Taniero. Și am salvat, era înregistrat pe altă de rolă și sper că pot să-l aduc în curând. Vedeți un dialog cu Helen Taniero, muza care l-a inspirat până la capăt pe Lucian Plaga. Domnul primar, aveți numai exclusivități aici. Dacă tot vorbim de exclusivități, vreau și să aduc să aminte aici și de Vasile Frăză, că vreau să vă spun că Leonor a discutat cu noi și a exprimat dorința de a deschide o parte din casa pe care eu au pentru a fi muzeu, a se face muzeu. Minunat, ce e un lucru foarte bun și chiar am apreciat lucrul respectiv. Ea o să vină undeva prin vară la Reșina și atunci o să discutăm mai multe despre acest aspect. Noi spuneam Cici. Am fost la Cici, casă și am fost la 3-4 ani cu căstuțe lui tabacică și cu cât fumat, cu cât rodinească, era nemaipomenit și... Mă, reinicine, să nu mai vină la mine fără să dai telefon, că nu suntem în Balcani, suntem în Europa, dragă! Și eu fi bucureștean, să vă dau maestru. Și referitor la casă de Cioran, am depus din partea primăriei la Ministerul Culturii un proiect pentru un centru cultural Cioran. Încă din 2009 l-am depus acel proiect și nu am avut până în momentul de față niciun răspuns. Iar la Casa Goga discutăm, se deschide când avem nevoie și eu sper că la un moment dat o să fie mai mult decât atât și o să reușim să amenajăm zona de muzeu, să o separăm cumva de partea cealaltă și să fie acceptată ideea de a fi vizitat tot timpul. Avem muzeul episcopal, avem biserica veche, avem muzeul etnografic, dar cred că întotdeauna este loc de mai mult și dacă se poate face, eu cred că ar fi foarte bine. Cu cât mai multe puncte de vizitare, o să mai bine pentru viitorul vostru copii aici în Rășinari, da? Nu ne-ați convins, am venit într-un loc pustiu. E multă cultură. Cred că și doamna directoare, așa cum v-a spus, Reșinarul nu suferă la fel cum suferă foarte multe sate din România de depopulare. Chiar avem foarte mulți copii, ceea ce înseamnă că nu se va pune problema să rămână un sat pustiu, cel puțin în viitorul pe apropie. Doamna directoare, spuneați că o să aveți câteva acțiuni, nu? În perioada asta imediată și pe Goga sau și de alte persoane de ați legate? Chiar în perioada următoare, au fost o acțiune această dedicată și sabată cu ceasul. Iată acum, șansa să reamintim, să păstrăm acțiunile următoare, suntem spre finalul anului școlar, știți, dumneavoastră toți sunteți ridicați într-un performanță și știți din ce schimbări și transformări trecem de la una la alta. Deja suntem pe ultima sută, să zicem, se apropie de acestea noi, la clasa a doua, la clasa a patra, la clasa a șasea. Deci vom fi tot examen, apoi evaluarea la clasa 8-a.
suntem dedicați acum. Dacă îmi permite să se reiau ideea de familie, care chiar dacă școala s-a avut politica cea nu este neapărat implicată, dar vreau să vă spun că în perioada 18 mai au loc colocviile internaționale din Cioran, ediția 19-a, la sâmbătă din 11 mai, la tot în această sală, o să avem pe parte din colocviile Cioran, vrem să facem o vizită și la Păltiniș, poate chiar la Șanta, unde Șanta era un loc drag cu Emil Cioran. Pe de altă parte, în iunie, o să luăm acel din nou pe Octavian Boga, în cadrul zilelor culturale ale județului. În mod normal, noi aveam aceste zile culturale Octavian Boga tot în mai, numai că în acest an, atunci faptul că suntem și vom avea un proiect comun cu Consiliul Județean, l-am trecut un pic mai încolo și undeva, cred că 16 iunie, atunci o să fie din nou o manifestare umagială pentru Octavian Boga. O să avem... Pe drum veneam cu domnul profesor Boga și vorbea domnia sa despre Boga în sensul pozitiv al cuvântului și am venit puțin mai repede, ați văzut, v-am sunat. Domnia sa spunea, hai să facem un drum până la cimitir. Sigur că am luat-o pe o altă direcție, că a fost românul, fără ne fi inghimanați. Dar aș dori, domnule profesor, să legăm puțin discuția din mașină și cu zona cimitirului, pentru că acolo cimitirul are și el parfumul a unor amintiri speciale. Cimitirul din Rășinar, eu cred că e egalează cimitirul Belu din București, ca să nu zic Montparnasse din Paris. Deci sunt într-adevăr câteva personalități. Regret că Boga nu e înmormântat la Rășinar, e înmormântat la Ciucea, dar așa a fost și destinul uman. Nu știu ce am... într-un alt context vorbeam de cimitir, o altă personalitate uitată pe nedrept e Bucur Țincu, a Rășinarului. Așa cum personalitatea e și o uită, chiar Anga Sârbie această personalitate. Deși s-a ocupat mult să o scoată în evidență, era Aurel Relu Cioran. Nu, fratele lui Emil Cioran. Un francez e foarte interesat de câteva paradoxuri ale Rășinarului. Francezul se cheamă Dominique Avelanche. E un critic cultural, ar spune, foarte curios. De ce îi se pare Rășinarul paradoxal? În primul rând, știe aproximativ și biografia lui Relu Cioran și, bineînțeles, a lui Emil Cioran, pe care toată lumea din Paris o știe. Și cred că și din Rășinar. Și sunt cei doi frați puși în contexte istorice foarte diferite. Ce a făcut unul și ce a făcut altul. Și sunt la fel de inteligenți, cei doi frați, sunt la fel de talentați, sunt la fel de patrioți, pentru că între noi fie vorba, între rășinare fie vorba, cel care se crede că a ponegrit limba română, n-a ponegrit-o deloc. Există mărturisiri și una o are chiar Bucur Țincu, că plângea mereu în Emil Cioran că nu și-a pus această cenzură să mai vorbească în limba română. După 90 s-a pornit Emil Cioran și numai în limba română, numai că înjura și vorbea, că și până în 90 înjura numai în limba română, dar a fost extraordinar de legat de
de destinul Costei Boci. La Costa Boci era locul cel mai important din lume pentru pentru Emil Cioran. Alt paradox, ca să revin la Goga, e și între două mari personalități care au scos rășinarul în lume, în lume, cum a spus și domnul primar, Goga și și Emil Cioran. E o altă structură scriitoricească, vorbesc, sau culturală a lui Goga și o alta a lui Cioran. Dar paradoxul e numai de suprafață. De ce rădăcina rășinăreană și a lui Goga și a lui Cioran se resimte? Și Emil Cioran a fost foarte patriot, dacă vreți, dacă a fost el naționalist, păi a fost și naționalist, chiar foarte bun, da? Schimbarea la fața României e o operă foarte interesantă, un eseu, dacă vreți, foarte interesant, și ce a făcut Goga în poezia lui până la Din umbra zidurilor, mie mi-a plăcut grozav de mai întâi de doamna profesoară și apoi, bineînțeles, de ea. Ce bărbăcina? De aia avea dumneavoastră, că v-a făcut de doamna profesoară. Și e o figură frumoasă și luminoasă, dar nu vorbesc de psihologie. De ideea, pardon, mi-a plăcut ideea doamnei profesoare, de a găsi altfel pe Goga. Sigur că ce au făcut copiii e un alt Goga decât ăla care e foarte știut a cântării pătimirii noastre. Dar cântarea pătimirii noastre a lui Goga e foarte apropiată de ce făcea Emil Cioran până să scrie el schimbarea la față a României. Colaborarea lui la Buna Vestire, o revistă foarte interesantă, sau colaborarea, sau publicistica lui Octavian Goga adunată într-un volum cu un titlu formidabil, Mustul care fierbe. Mustul care fierbe, ideile din Mustul care fierbe au fost prezentate mai întâi în poezia lui, în primele două volume. Cel din 1905, scos la Budapesta, noi eram atunci în Austro-Ungaria, în 1905, și poezii, exact, și apoi al doilea, Cântece fără țară. Iar a apărut ceva mai târziu, volumul poezii, cu volumul lui de debut a fost teribil, a și luat un premiu al Academiei, dar vă imaginați că a schimbat o concepție a celui mai puternic critic literar de la noi. După el au venit alții, a venit Călinescu, a venit Lovinescu, a venit, dacă vreți, și Alex Ștefănescu, a venit și ăsta. Dar primul mare pilon al criticii literare românești, care a fost Titu Maiorescu, care ținea la o autonomie a esteticului, care nu era deranjat de poezia patriotică, care a refuzat o revistă în care a apărut poezia lui Coșbuc, Noi vrem pământ, n-a vrut să o mai primească, așa cum o altă mare personalitate a culturii actuale a refuzat să ia din mâna lui Valentin Leahu Cenaclul de la Păltiniș. E un fel de istorie care se repetă. Dar să-mi dai voie să-mi... Dar spune copilor, că ei nu știu. Ce să-i spune? Despre Liceanu, care a refuzat revista de la noi. Da, Gabriel Liceanu ne-a refuzat să-l ia în mână, așa cum Titu Maiorescu a refuzat revista Vatra, pentru că aici a apărut poezia Noi vrem pământ. Nu există efect fără cauză.
Să știți că și Liceanu a avut probabil o motivație. N-a refuzat doar așa și care este foarte simplu. Sigur este denumirea revistei care exact nu-i convine. Fie vorba între noi. Am spus ceva, acum facem o paranteză. Am spus ceva despre vila lui Noica, că stă închisă, săraca, și pelerinajul la Noica a fost stopat. Liceanu l-a declanșat în 83 când a scos jurnalul de la Păltiniș, dar tot Liceanu l-a scufundat că a închis vila, nu știu ce a făcut. Mai lasă câteva studenți acolo din Căminte. Sigur că da, mai știu câteva studenți. Sigur, reconcilierea, te rog. A, bineînțeles că... Doamnelor, băgați și domnilor, după aceea copilor care ei nu știu despre ce vorbim noi, dar să ne mai gândim exact, nu? Să nu ducem supreșul ca sigur, eu, jurnalul de la Păltiniș, scriu un articol în Cenacul de la Păltiniș, jurnalul de la Păltiniș, cartea asta care a apărut în 1983, la sfârșitul anului, în 84 era deja cerută și răscerută, da? Acum 30 de ani e o capodoperă și eu nu l-am poneghit cu nimic pe Liceanu spunând că n-a vrut să ia. Era grăbit omul și da. Dar vreau să revin la paradoxul ăsta cu Noica și Boga, care e de suprafață. Sunt la fel de patrioți, sunt la fel de poeți, pentru că pe Emil Cioran puteți să faceți din Emil Cioran poeme, nu în proză, poeme lirice și se pot aduna din toate volumele lui un volum important de poezie modernă pe care poate să o facă, dar Emil Cioran și Octavian Goga sunt și ei fii ai Rășinazului și personalitatea lor nu se poate desprinde de Rășinaz. Sunt altceva. Dacă nu au această rădăcină a Rășinazului. Goga, ca să termin și ideea asta, și-a reluat ideile din poezii, din primele două poezii, în publicistica lui, în primele două volume de poezii, deci în poezii și Ne cheamă țara. Un cercetător atent poate să facă o paralelă între, să zicem, poezia noi. La noi sunt cori diverse de brad, și câmpuri de mătase, la noi atâția puturi sunt și atâta jale în casă. Goga pune mare accent pe cuvântul ăsta, jale și iar jale. Și pe casă. Și pe casă, e adevărat, da? Casa mătrânească a părinților, da? Vecinul Nicolae, lăutarul, laie, chiorul, sunt de aici și ei personalități. Și vecinul Nicolae și lăutarul Laie Chiorul sunt iarăși personalități ale Rășinarului. Și Goga și Emil Cioran în tinerețea lor au ascultat cântecele pe care le-am auzit noi așa și care au rămas cântece strămoșești și e bine să fie cultivate și Rășinar să nu se stingă cântecul ăsta al fluierului. Nu, pentru faptul că ai remarcat treaba asta. E o onoare că am ascultat asemenea fluierături minunate. Asta era toată chestia, nu știu. Ai spus iar treaba asta, minunat. Goga mai are câteva în publicistica din mustru care fierbe, trimite la sau de la poezie la publicistică. Certurile dintre comunitățile sătești și împărat.
patru jos din patru sate de la Mureș mai la Vale, cu supunere se... am uitat versul. Patru jos, știți voi? Așa făceam și la școală. Uitam versurile și copiii mi le spuneau ei. De la Mureș mai la Vale, cu supunere se închină astăzi înălțimii tale. Și înălțate împărate, noi n-am vrea să facem moarte. Bun, ideea asta de răzvrătire și de comunicare cu împăratul o are, o are și, și voga în mustru care fierbe. În mustru care fierbe, ideea comunicării cu împăratul i s-a părut zadarnică și trebuie să se facă ceva, că altfel, uite, suntem, nu ne facem decât cântece fără țară și nu ajungem la ceea ce am ajuns, de fapt, odată cu mare. Să mă spun și, colegule, domnul primar. Da. De la ce am crezut că dumneavoastră cu mine cu, și cu domnul Guga și cu Adrian Popescu, a ieșit ceva minunat. Chiar un colobiu cu Guga de mare rasă. Și vă mulțumesc că am fost prezent astăzi pe dumneavoastră. Și eu, domnul profesor, o să, dacă tot am ajuns la scumpul ăsta, vreau să vă spun și eu, sunt foarte impresionat de ce se întâmplă aici și din punctul meu de vedere voi avea deschidere pentru orice alt colobiu de acest gen, pentru că chiar este un lucru foarte important ce se întâmplă astăzi aici, chiar dacă n-a fost el pregătit foarte bine, dar din punctul meu de vedere calitatea este una de excepție. Și atunci voi avea deschidere pentru orice altă activitate de acest gen să se desfășoare la Reșina. Uite, să-mi permite, domnul primar, să mai fac ceva public și... Și mie îmi place totdeauna să aduc câte o noutate. Noutatea, până acum n-am spus absolut nicio noutate, cu excepția numelui lui franțuzului, care e foarte interesat, a fost de două ori în Rășinar, odată l-am însoțit și eu, care scrie ceva despre paradoxul ăsta al Rășinarului. Dar altceva vreau să spun. Eugen Simion, președinte, fost președinte și putea să fie mereu președinte al Academiei Române, are trei primari, zice el în vizorul său, trei primari pe care îi laudă oricând. Unul dintre acești primari, să știți că el ne onorează pe toți acum. Domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult. Iertați-mă, trebuie să strâng puțin, concentrăm, da? Deoarece... Vreau să-ți facem un pic... Deoarece am vorbit despre loja... Chitarelor. Minunat. Și avem aici un director la unui muzeu deosebit. L-am rugat să vină și câțiva... Proprietar. Să vină cu câțiva prieteni, da? Pe domnișoare am folosit un centru Sibiu, era cu prietenii din Germania, cu bicicletele, și de atunci ne întâlnim așa ocazional și de plăcut a zis totdeauna la toate evenimentele de muzică aduc chitariști sau cine, depinde de eveniment. Și George a zis pe cine aduce, am zis să aducem pe Mașa. Mașa din Germania. Mișoara și românește și Mașa din Germania. Sunt arhitect Leonard Cohen și e foarte mare poet. The father fed the mindful, the measure.
Love you.
zi fără dragoste, fără un vis în doi, iar tu speranță totdeauna să fii cu noi. Să strecori pe sub ușă doar veștile unii și dacă poți nu uita nici de prieteni vechi și nici de mine de vis-a-vis. Noapte și zi viața o invoc, ea e speranța, face-ți loc. Versurile pe care le-au recitat fac parte din poezia mai puțin cunoscută a lui Goga, pentru că Octavian Goga nu este doar poetul patriot care a exprimat cântarea pătrimii noastre, ci este și unul dintre predecesorii simbolismului. Deci puțin se știe că Octavian Goga a anticipat acest curent literar în lirica românească. Dar în afară de acest lucru, acest aspect, aș vrea să citez cuvintele unui critic literar, Tudor Ghean, care spune următoarele. Vor trece ani în scurgerea neistovită, vor apărea mereu copii care vor crește și tineri care vor învătrâni și undele acestui fluviu fără sfârșit vor purta de acum imaginea lui Octavian Goga, așa cum nopțile se mine valurile Oltului duc pe crestele lor chipul strălucitor al lumii. Sunt rari scriitorii care să merite în aceeași măsură cu Octavian Goga omagiul mereu împrospătat și amintirea de lungă durată a anumitor lumii. Viața și poezia lui au fost ca niște daruri care trebuie scântoarse. Le vor întoarce șirurile de oameni care, în timp de ani numeroși, vor recunoaște în versurile lui Goga o expresie generală a sensibilității românești. Sau câteva pasaje care să semnifice și care să susțină ideea afirmată anterior că Octavian Goga anunță poeții simboliști din literatura noastră. Un pasaj doar, sau câteva pasaje. Pe terenul fertil al unei poezii social-patriotice protestatar-vizionare încolțesc mugul innoirii tehnice artistice, amplificate pe măsură ce lirica sa se îndreaptă spre noi orizontul. În jurul său, orchestra, noul curent și poezia lui Goga, nu neapărat cea socotită în strânsă relație cu simbolismul din ultimele volume, ci creația sa poetică în ansamblu, stă sub semnul tendințelor inovatoare. Mai puțin în sensul pătrundei motivelor poetice tipic simboliste, care sunt totuși prezente, dar pe o arie mai restrânsă, cât al gustului pentru armonia versului, pentru melodicitatea imaginii, pentru predispoziția constantă, pentru sonoritatea limbajului și cultivarea sugestiei poetice, pentru tonul aluziv, vag, greu de șifrabil câteodată. În acest sens, creația sa poetică, chiar și cea din primele două volume, se deschide inovațiilor. Poetul experimentează tehnici noi, construite pe același material verbal, care imprimă liricii sale un ton aparte, singular, cu poezia românească.
La o analiză mai atentă, acest material verbal dezvăluie incorporate mijloace artistice surprinzător moderne, ce nu sunt străine de ecourile simboliste. Înlăturirea curentului simbolist se întâlnește cu predilecție, ținând de temperamentul său artistic. Descoperim pretutindeni în lirica sa imagini auditive, sonore, clădite din elemente lexicale cu mare potențial expresiv și deosebită forță evocatoare. Vifor, plâns, zvon, fulgere, cântec, fior, plâng, tremură. Cu valoarea unor cuvinte cheie care, asociate frecventurilor sintagme poetice specifice, citez stelele bolții albastre sau nemărginita bolta nopții, cetatea eternelor stele, ochii stelelor senine, dezvoltă în configurarea universului imagistic bogate câmpuri semantice care particularizează stilistic pe Octavian Goga. Și sunt câteva exemple. În voi își deșteaptă plânsurile ei frumoasa mea țară săracă, cu brațe lipsite de al luptei fior și buze bosite săpată. La voi vine jale când vifor păgând cu ce de strigarea se-i frângă, în cântec o schimbă pădurea de braz și în lume o trimite să plângă. Opresc aici pentru că exemplele sunt numeroase și mă gândesc că să nu abuzez de răbdarea auditoriului. Suntem puțin în întârziere și vă propun următoarea formulă. Două pasaje muzicale la chitară. Îl rog pe distinsul domn profesor Soare să facă... Soare, pardon. Să facă o încheie, să spunem așa, filozofică. Curte filozofică. Așa. Poate bine să elăudăm și să ne gândim la ei așa cum ducăm. Cu toate acestea, ceea ce facem nu repetim absolut nimic. Nu repetim încă nimic și nu are nicio valoare dacă noi nu ducem mai departe mesajul lor, gândurile lor și nu ne luptăm pentru idealurile lor. Chiar cu prețul vieții, așa cum zic eu, că ne învață chiar în Goga. Să fiu puțin mai explicit. Spuneți-mi, când a murit Goga? În 38. În 38. În 38. Da, în 1957. 57. 57 de ani. Cum a fost moartea lui? Fulgerătoare. Motiv. Fulgerătoare. Cum se poate ca un om luptător, un om luptător să se topească așa cum se numește de pijoane? Păi tocmai aici este mesajul pe care ne-am dat. Dacă știm puțin biografia lui, bine, știi bine poezia, practic, domnul Goga, în 1916, prin 1923 sau 1924, apare volumul omagial, cu toată poezia, iar în 39, nu mai scoate decât postul din larg, să te reprezintăm prea puțin. Deci, opera lui poetică este practic încheiată în jurul anului 1920. Nu, sau 16. Dar nu, sigur, nu contează. Contează, faptul. Nu contează. Cine ne spune treaba asta? Ce profesor o să le transmită aceste informații? Nu, profesor, uitați-vă. Totuși. Mai puțin, ascultă, nu te grăbi. El a lăsat vorba și papagalismele, chiar ridicate la nivel de artă, a luat condeiul de jurnalist, a fost unul dintre cei mai buni jurnaliști ai epocii. Luptător cu condeiul, nu om al spuselor, al luptei cu condeiul. Mai departe, a simțit că nici condeiul de jurnalist nu ajunge. Nu este o armă suficient de puternică. Și de acest motiv, el a intrat în politică și a devenit acel tribun care s-a luptat pe viață și pe moarte pentru gestionul acestor țări. La fel ca și Cioran, visul său a fost o altă România. Dragii mei, și mă refer acum mai ales la copii, dacă aveți vise și idealuri și mai ales o altă România, atunci, dragi, luptați-vă, cel puțin așa cum ne-am demonstrat și Goga și Cioran. Și noi fiecare. Și noi fiecare.
Prea mult așteptăm de la alții. Prea mult facem vorbărie, cum am spus, din fel și fel de lucruri, de nivel. Și nu suntem în stare. Haideți să legăm ideea de proiectul european al doamnei directoare și al școlii. Sunt stejar, care astăzi este verde, iar nu este emoțional. Deci a murit cu gerasol, datorită consumului, a trăit la cel mai înalt nivel, la cea mai înaltă tensiune de stimul acestei țări. Scuzați-mă, fără destin. Deci dacă vreți să avem un destin, să luăm arma în mână, indiferent care este, să scutăm viața pentru țara asta și se va schimba, cu ajutorul lor, prin noi. Altfel de fel, facem și noi papagalism. Să-i ascultăm încă o dată în acel mini-spectacol pe care ați urmărit, dacă sunteți. Eu vă chem din visuri, vă cobor din stele, vă alind în taină cântecele mele. Ca într-un cuib, adorm în suflet cântecele mele. Țin minte clipa, soarele de vară, alunecă în tinta casei noastre și luminându-i pacea solitară, împâlpâirea umbrelor de seară, se alintă cu florile din glas. Simțeam fiori îndrăgostirii, măreața îmbrățișare mută, când în târziu de primăvară pământ și vodă se sărută. Ei fi acum plăcândă fată, măcar o clipă de mâine, ești iutoare și curată, o floare albă pe mine. Nu mai devine cu tine, și în jocul de umbre, și în jocul de lumină. Oriunde mă mai cheamă, strop răzbiți de viață, tu vin, și pe tine ești punerea de față. Eu ți-am făcut un cântec, te petreacă în cale, să simți arzând la tâmple, suflarea de o travă, să revie noaptea în visurile tale, îmbrătișarea noastră, flămândă și bolnavă. Tu ești o vară zbuciumilor mele, în zile lungi și negre noapte tudă, în ceasul vivorelor grele. Neîncetat, tu mă privești în față și înțelegi că în cântecele bele eu risipesc curată la față. Primăvară, primăvară, zâmbetul întregii piri, dragoste de fluturi galbeni și de galben trandafiri. Primăvară, primăvară, tremură luna bălaie, dorme pui de rândunică sub o strașină de paie. În unghier, părăginită, doarme hârbul de chitară. Va mai fi și pentru tine primăvară? Trecutul ca o fiară din negru de unghie. Mi-ai destrămat iar tihnă, mi-ai sugruma răgazul, pe sufletul tău moale, mi-am colăcit grumazul, mă strânge ca un șarpe cu solzii de văpaie, iar rostul tău îmi umplă tot golul din odaie. La raza care trece, pe restele deschise, un flutură cuvinte, odinioară zis. Mi se deschid prăpăsti din golul neființii, au cum patii negre se sfâșie cu dinții. Ce groaznică furtună e în fiecare noapte. Dorurile mele n-au într-o chipare, dorurile mele-s frunze pe cărare, spulberate și stribite, frunze pe cărare. În zadar le caut visurile mele, strălucită salvă, salvă de măgele, minunată și pierdută, salvă de măgele. Tot ce-mi țese noaptea, zorile-mi destramă, mi s-a dus norocul, nu-l mai plânge mamă, la icoana prea curate. Nu-l mai plânge, mamă. Aruncă valul tot de umbră pe toate farmecele firii și îngroapă în adâncim de ape ispitele îndrăgostirii. Pe scânteierile de rouă și peste câmpul nins de floare să cearnă pacea dormitoare. Pe deasupra noastră împletesc cu lună razele de soare, razele de lună. Câte nu vă spun și lete razele de lună.